Bună ziua, domnilor, bună ziua, domnilor! De mult, în secolul al XX-lea, pe vremuri, un scriitor de science fiction și viitorolog, pe nume Arthur C. Clarke, scria splendide povești de științe pe care, bineînțeles, le trimitea undeva în viitor, peste 2-3 secole, și își spunea poveștile lui în stilul Hanului Ancuței de la noi. Poveștile erau spuse la, nu la gura focului, că nu e în Marea Britanie așa ceva, dar la Hanul Inima Albă, The White Heart, la un pub, la unde toată lumea bea bere, și veneau fizicienii, cum e și invitatul nostru de astăzi, Cristian Mihail Teodorescu, și scriitor de science fiction, în orice caz plin de idei, mustin de idei, și veneau cu niște povești absolut fabuloase, una dintre ele fiind ascensorul cosmic. Să vedeți cum se va ajunge mergând cu ascensorul 32.900 de kilometri până sus în spațiu cosmic, unde scoți tu satelitul tău din buzunar, mă rog, unde ești, și îl trimiți acolo. Așa că, folosindu-l pe Cristian aici de față, să spun despre el o întâmplare. Medalie de argint, da? La Olimpiada? Primul 3 am avut. De bronz. Se întoarce în țară Lotus, și cum eram mulți cei care în jurul lor făceam presiuni ca să fie premiați, ca să intre la facultate fără examen, deși el ar fi luat oricum nota maximă la intrare, având oarece influență și întorcându-se ei, nu știu de pe unde, cu magnetofoane, cu... Suedia. Din Suedia, da? Firește că se găsesc oameni și care pun... căpăcesc pe vieții elevi olimpici, le iau tot echipamentul și ei sunt duși la UTC să fie felicitați. Noroc acolo că din grupul de premianți, Cristi face un pas în față și îi spune șefului de atunci, care nu era altul decât Nicu Ceaușescu, ia uite ce le-au făcut aia la vamă. Firește că toate bagajele au venit imediat, nu? Da, nu, ne-au dus noi, dar în primul rând nu erau magnetofoane pe care le-am cumpărat noi, că n-aveam de unde, deci au fost premiile, pur și simplu premiile. Acele obiecte erau premiile pe care le-am primit. Și firește că le trebuiau altora. De organizare. Da. Nu, ei nu le-au confiscat, au zis trebuie să plătiți vamă, așa. 50 sau 100 de dolari, nu mai țin minte cum era, bani pe care n-aveai cum să-i ai în România, nu? Deci nu, numai dacă o cumpărai de la speculă, deci ar fi trebuit să anticipi că vei lua premiu, să te duci undeva să faci rost de niște dolari ca să-i ai la tine. Dar... Și intrai la pușcărie, că era ilegal să posezi valută. Cred că atunci când intrai în țară aveai voie să posezi valută, dar probabil că te-ar fi întrebat de unde declarat, e. Foarte complicat. Dar n-a fost chiar inițiativa mea. Eu am fost cel care i-a răspuns tovarășului Nicu Ceaușescu. El ne-a întrebat și ceva, dar premii. Cred că cineva a răspuns niște casetofoane. A zis, dar oricum ni le-au confiscat la vamă. Și atunci, cum ce vorbiți? Ia faceți în legătură cu comandantul aeroportului. Deci, și da. Da, mă rog, da. Câte unii, câte alții mai aveau grijă și de sărmanii olimpici. Eu vă arăt știință și tehnică acum și o să pornim la domnul Cristi. Povești de la Inima Albă. Astea sunt, de fapt, povești care se spun pe insulița Atlanticron, unde e invitat și Cristian, dacă vrea să vină și să vorbească despre minunile fizicii, dar și despre science fiction. Și numărul de știință și tehnică al 14-lea noua serie. Deci am sărit peste fatidicul număr 13. Atunci am întârziat mai mult de 2 săptămâni, de data asta numai 10 zile, și că poate că ne integrăm într-un program. Și vom vorbi despre școala altfel, și într-un din emisiunile noastre se va discuta despre școala altă. Și hai să încep cu exploatarea asteroizilor. Ce credeți voi la Măgurele unde lucrezi? Că pot fi căpăciți asteroizii din centura postmarțiană, aduși, exploatați, scoase platina, aurul, condritele, combustibile? Nu știu, deci eu lucrez la un institut de fizică a materialelor și noi de obicei ne ocupăm de materialele existente pe Pământ. Repun întrebarea pentru scriitorul de science fiction. Ce aș putea crede despre așa ceva? M-a luat puțin prin surprindere întrebarea asta, da. Pentru că în afara cazului în care asteroidul respectiv ar conține ceva extrem de... important, eu știu, minerul radioactiv foarte bun, foarte îmbogățit în izotopi radioactivi, în uraniu îmbogățit. Pe de altă parte, cum poate să rămână ceva atât de îmbogățit într-un izotop radioactiv care prin forța lucrurilor se dezintegrează, da? Deci pe Pământ avem roci radioactive care sunt alimentate de radioactivitatea naturală a miezului terestru.
ce poate să alimenteze un minereu radioactiv pe un asteroid, nu prea știu. Radiația cosmică. Deci hai să presupunem că este ceva, eu știu, trulită, da? Trecem la SF. Deci, eu știu, materialul antigravitațional sau ceva care ne oferă iacă, niște... Uite o idee, vezi, da? Imediat pasă. Așa. Bun. Probabil că trebuie ceva care să justifice în orice caz efortul ăsta formidabil, da? Deci ei practic gravitează pe o orbită la care trebuie câteva zeci de kilometri pe secundă impuls. Da, da? Aici să li se dea ca să ajungă. Eu îl bănuiesc pe Cristian că e autorul. Acolo este știrii, o știre, o parte din capii Google plus James Larry Cameron. Larry Page însuși s-a vărât în afacere. Au înființat o companie care au drept obiectiv exploatarea asteroizilor. Ei se gândesc la un mineral, un material mai terestru, la platină. Afirmă că există asteroizi în care se găsește mai multă platină decât câtă platină s-a folosit până acum pe Terra. Foarte bine. Și ce facem? O aducem? Asta e una dintre variante. Exploatează și aduce aici, dar varianta cred că care este mai viabilă este folosirea lor tot pentru spațiul cosmic. Exact. Mulți asteroizi conțin cantități imense de apă care sunt extrem de utile pentru viitoarele colonii spațiale ale umanității. Fier care ar putea fi prelucrat și transformat în componente tot în spațiul cosmic. Înțeleg, este clar. Deci avem nevoie de materie primă în spațiul cosmic ca să începem să construim. Deci astea sunt cele două componente. De la una pentru terestru, materiale foarte scumpe. Iar ideea se pare că nu este numai așa o speculație. Chiar chiar oamenii chiar își propun în 2013 să înceapă programul prin amplasarea pe orbita terestră unor mici telescoape spațiale cu oglinda cam așa de mică, micuțe, ca să recenzeze cât mai mulți din asteroizi. Ei pot fi analizați cu tehnicile moderne chiar de aici, de pe orbita terestră, selectați care ar fi favorabili. Bun, deci cum ar trebui să facem? Hai să ne gândim. În primul rând, trebuie să fie un asteroid care, a cărui stabilizare pe orbita terestră implică un consum de energie, un consum de impuls. N-aș crede că e neapărat să-l aduc aici. Păi ce să-l aduc aici? Le poate acolo. Ducem fabrica acolo. Păi, exact, dar trebuie să-l ducem undeva să-l stabilizăm, da? Pe orbită. Nu, eu l-aș lăsa acolo unde. Într-un punct Lagrange. Săracul de el merge pe orbită, are orbită. Păi, trebuie Marte să-l ducem într-un punct Lagrange sau trebuie să-l ducem undeva unde să-l găsim, pentru că altfel el are o orbită extrem de neregulată, da? Deci, nu, doar că destul de largă orbită. Nu, poate să fie o elipsă foarte largă în jurul Pământului. Deci îi selectează pe cei care pot fi exploatați. Nu, ideea lor este să nu-l aducă pe lângă Pământ, din ce am văzut, ci mineralul să fie extras, îmbogățit și apoi trimis, deci o cantitate mai mică, care să fie cumva trimis către Pământ. Iar programul Marte, despre care de altfel Cristian are un dosar întreg, spune așa, întâi se atacă Phobos, pentru că e condrită, pentru că e posibil combustibil și atunci va fi rost încetul cu încetul de navele care vor veni până la desfințarea, terminarea lui. Navele, de făcut, și treburile cosmice care vor fi de făcut. Asta e un. Microelicopterele nu mai au nevoie de control uman. De fapt, vorbim despre drone. Drone, da. Dronele se duc, umblă prin spațiu, la înălțime mică, ca să nu fie reperate de radare, și când găsesc un taliban de frunte, îl judecă, îl condamnă și îl și execută în aceeași secundă. E? Cum e asta? Păi nu știu ce să zic. Da. Moral așa, da. Nu e prea moral, seamănă cu povestea aceea, cu pasăre de pază, nu? Mm-hmm. Este o poveste nemaipomenită. Am uitat cum îl cheamă pe autor. Este un hard science fiction veritabil. Deci da. Tot așa, exact. Sturgeon, mi se pare. Niște... Acolo și selecția naturală și evoluția lor. Deci păsările de pază erau exact niște drone din astea care detectau intenția criminală. Se pare că detectau undele cerebrale care făceau ca cineva să vrea să ucidă sau pe altcineva și în momentul ăla îl neutralizau. Plus că asta era cu 50 de ani înainte de apariția internetului. Deci ele comunicau printr-un sistem și se perfecționau. Nu? Scriitorii de SF, sigur. Da. După care au ajuns ele la concluzia că totuși numărul de delicte creștea. Nu erau suficient de eficace și atunci încep să apară de unde întâi aplicau niște șocuri electrice slabe,
încep să se omoare practic pe presupușii criminali și este dat exemplu unui bătrân care încerca să omoare o muscă cu un ziar și în momentul ăla fulgerează, da? Sergio, definiția crimei a evoluat în mintea dronelor. Așa, după care ajung ele la concluzia că și ele sunt ființe vii. Deci oricine încerca să le atace, pentru că oamenii încearcă să le scoată din funcțiune și, bineînțeles, atunci toată omenirea erau, deci devin practic un dușman al omenirii. Și ce fac oamenii? Sergio Fărcășan scrie și el nu o trilogie, ci o antologie de trei novele, Mașina de ucis ce mombi, de ucis prieteniile, în care exact asta se întâmplă, ca și la Sergio, sunt reacții imediate și e de ajuns să manifesti mai multă așa empatie pentru cineva negativă părându-se. Deci asta aparat cu dronele este, să zicem așa, pur și simplu ca idee SF a fost anticipată fără probleme. Pe de altă parte, partea robotică a întâmplării trebuie respectată. Apropo, că mi-a plăcut foarte tare că doi tineri colegi de la Știință și Tehnică au reportaje de la marea bătălie a roboților care a fost la Politehnică și Claudiu Andone și Alexandru Safta și raportează de acolo. Deci roboții evoluează, cresc, nu? Tot mai deștepți. Da, totuși e puțin cam decepționant că față de acum au evoluat internetul și comunicarea și, și schimbarea paradigmelor, schimbarea percepției timpului. Asta vreau să-mi dați voie 5 minute să vorbesc. Deci este un la Zagreb, da, la care am fost la conferința de science fiction, nu mai țin europeană, Euroconul de la Zagreb. Euroconul de la Zagreb. Cred că Antuza Genescu sau soțul Antuzei, Laurențiu Demetrovici, unul din ei doi a spus la și altele că a citit pe undeva, tânăra generație nu mai percepe timpul cum îl percepem noi. De exemplu, întrebați fiind elevi, da, din România. Întrebare simplă. Poți vedea pe net, dacă ai un net foarte bun, da? Astăzi un meci sau un concert care va avea loc mâine? 60% răspund da. Dacă netul e destul de bun, bineînțeles. Dacă ai foarte multe canale la televizor, că te ia groaza, nu e problemă. Bun. Noi am zis, hai că nu se poate. Era și soția mea acolo. Ajunși acasă, am făcut experiența pe fata noastră în vârstă de 12 ani, care este prototipul. Brav, șat, ia, net, telefoane, așa. Întrebarea. Poți vedea un meci care are loc mâine? Acum pe net? Și da. Dacă e pe net, de ce să nu-l văd? Bine, dar are loc mâine. Da, dacă e pe net, îl văd. Deci a pus-o... Deci că nu e greșit asta dacă e pe net? În sfârșit. Da, dar îi se părea cumva normal să-și pună problema de a fi pe net, da? După care i s-a explicat și cred că am reușit să o facem să înțeleagă ce este timpul, că măcar la nivelul pământului există un timp al tuturor care curge într-un anumit fel. A doua zi s-au întâmplat două lucruri. A doua zi am fost la institut și am pus aceeași întrebare tinerilor de la mine din echipă, cu vârste între 27 și 22 de ani. Două colege de 27 de ani au răspuns din stat, nu, cum, e mâine, n-are cum. Cei de 22-23 de ani, nu se știe. E posibil. Dacă e pe net, îl vedem. Bun, deci asta mi-a permis totuși cu aproximație, să zicem, plus minus 2 ani să trasez momentul de vârstă în care a avut loc această tranziție, da? De percepție. Deci ce se întâmplă? Ei nu mai au... ca să termin experimentul, a ajuns acasă, fetița noastră care înțelesese care este problema s-a dus și a făcut un sondaj la ea în clasă. A venit cu 10 răspunsuri pozitive și 6 răspunsuri negative. Uite, e de luat în seamă, da? Cristian, da, de încercat. Ceea ce mă determină pe mine să lucrez în momentul de față, eu nu prea scriu eseuri, dar m-am apucat de un eseu care se numește Sfârșitul cauzalității. Ia vină cu el aici să-l publicăm, îl spui întâi la televizor și pe urmă publicăm în Știința și Tehnică. E un lucru foarte important, pentru că în teoria relativității al lui Einstein, cauzalitatea este cea care ne determină să ajungem la limitarea. Viteza luminii este limita absolută. Deci Einstein zice un singur lucru, bazat pe dovezile experimentale, viteza luminii este un invariant relativist. E aceeași în toate sistemele de referință inerțiale.
A, pe urmă venim noi cu... Și asta la teoria grupurilor se traduce prin faptul că există transformări Lorentz ortocrone sau, deci care păstrează sensul timpului și celelalte care inversează sensul timpului. Cele care inversează, ajungem și la hiperconul luminos și la universul nostru și tahion și așa mai departe. Dar conceptul de bun simț, că dacă două evenimente sunt succesive într-un sistem de referință, ele sunt succesive în orice alt sistem de referință, deci cauzalitatea este cel care ne determină să acceptăm dogma asta că viteza luminii este limita absolută. Deci, bun, ok, sfârșitul ăsta al cauzalității este o chestie de bun simț. S-ar putea toată lumea zice, în lumea cuantică nu este așa, există posibilitatea ca raza de lumină, s-au făcut niște experiențe în care lumina ajunge aici, dar pleacă de aici înainte să ajungă aici, da? Deci experiențe foarte sensibile. Basarab Nicolescu are o demonstrație cu Eugen Simion, marele critic, despre bunul simț. Pentru că zice, nu trebuie să te bazezi pe bunul simț, faci o demonstrație Basarab chiar la Muzeul Literaturii. Și Eugen, care se numea în sală, zice, cum să ne totuși bun simț? Înțelegerea simplă a mea, lucrurilor cu tare. Și Basarab îl lasă să termină și până spune, crezi că e tot una bunul tău simț cu bunul simț al lui Becali? Și l-a lăsat pe criticul de artă fără grai. Păi hai da. Să vă arăt că răspund eu la un interviu și tocmai pentru că a fost la Zagreb de curând, Cristian Mihail Tovărăș, și mi-a dat seama că din felul în care vorbește chiar și-a găsit un loc. Sunt mulți fizicieni în science fiction, vorbiți așa? Au nevoie de imaginație la voi? Sunt mai ales în țările din Est și în Franța. Da? Da. Deci m-am întâlnit acolo, de exemplu, cu niște francezi care lucrează la CNRS, sunt fizicieni și se ocupă și de science fiction la modul la care sunt dispuși să meargă la un asemenea Eurocon. Deci este un indicator ăsta, să vrei să mergi la un Eurocon, pentru că nimeni nu sponsorizează această deplasare. Nu e ca o deplasare la o conferință, eu știu, de la institut în care îți faci delegație. Nu, aici te duci pe banii tăi. Da? Deci sunt oameni care sunt dispuși să participe la asemenea evenimente, sacrificând din timpul și din fondurile lor personale, care totuși înseamnă. Iar la da? Worldcon-uri, la congresele mondiale, dacă o să mergi, și sper să mergi, o să vezi că de la NASA sunt o armată întreagă de lucrători direct de astronauți, de sunt la acești contexte. Oameni sunt cu delegație. Da. Am mai mult nu să zic. Că... Vin clingonii, sunt universitari care lucrează și pentru NASA, îmbrăcați în clingoni acolo. E clar că-ți plecați în vacanță. Vreau să vă zic, la Google Translation, să știți că puteți traduce și din limba clingoniană. Da? Există trecută. Iată un pas înainte. Dar mai am un argument totuși în sprijinul lui Einstein. Nepoțelul meu în clasa 1 era pe la litera T și asta e destul de greu de făcut așa. Și trece și scrie litera T și amenințări din toate părțile, bă, să lecțiile și până un pic de desene animate. Și oftează la sfârșit și zice ce repede ce trece timpul când te distrezi. Da. Da, adevărat. Știința și tehnica pe care o mai arăt odată vă invită la un experiment, Stratosferium 2. Dacă ai de făcut un experiment în spațiu cosmic, nu chiar în spațiu cosmic, în stratosferă, tu te în acela mică care e acolo, vii, pui un aparatul și ești binevenit ca să mergi la asta. Ah, misterul Pioneer. Pioneer greșea niște... Nu greșea, suferea o accelerație inexplicabilă. Nimeni n-a știut de ce se întâmplă asta. Era, nu mai știu cât, o milionime de G, da. Dacă nu mă știu. Dar se comporta împotriva legilor astronomiei. Da, legilor mecanicii cerești, ca să fiu mai exact. Da, lucrul este foarte interesant. S-a încercat s-a dat o soie de explicații. Că teoria lui Einstein trebuie să suporte niște modificări pe aici, pe acolo, că devine materia întunecată care deja are efect asupra sondei. Se pare că una din cauzele care a fost enunțată de-a lungul timpului, pur și simplu faptul că e caldă sonda, radiația aceea infraroșie creează o forță de tracțiune extrem, extrem de mică. Și acum niște cercetători de la NASA au modelat exact sonda și sursele de căldură, că e important și în ce direcție, cum era orientată sonda la momentul respectiv și în ce direcție se emiteau radiațiile infraroșii cu pricina, și practic modelarea pusă pe calculator a dat ca rezultat faptul că această anomalie a sondei Pioneer a fost dată de sursa radioactivă și de aparatele de bord.
Da, bun, am citit și eu articolul. Era un articol Nature foarte stufos, deci nu știu, vreo 60-70 de pagini de Nature, da? Deci a fost un număr special sau când... Da, asta mai de mult, asta e știrea de acum, două luni. Da, nu, deci eu mi-am descărcat acel articol și am citit din el, nu pot să zic că l-am citit pe tot, dar am citit așa cam jumătate, n-am intrat prin toate detaliile tehnice, încercând... Ei nu, pe, la vremea respectivă nu formulau nicio ipoteză, nici... Da, nu aveau nicio ipoteză, cum să zic eu. De rută, era chiar de rută. Cam acum 5 ani a început micul scandal, așa să zic. Cred că mai mult, cred că sunt vreo 10 ani. El a fost lansat în mai 5 ani, în 70 și... Așa ceva, da. 73-76 sunt datele când au plecat roboții principali. El a fost primele sonde care au vizitat planete dincolo de Marte. Jupiter, Saturn. Da, da. Dar e posibil, nu știu de ce noi știm niște legi ale naturii care sunt valabile în zona noastră de univers. Adică cine spune că gravitația nu are altă formulă? Da, păi există, nu? A apărut o teorie MOND, există și Modified Newtonian Dynamics, așa se numește. Bine, ei pornesc de la faptul că legea dinamicii se modifică în alte zone de univers, de forța, masa ori accelerația, da? Dar poate legea gravitației se modifică, pentru că totuși ecuațiile Einstein sunt atât de complicate și asta este numai una din soluții, cea pe care, deci, atracția newtoniană. Uitați, recent am, anul trecut, sau, da, în 2011, a apărut în Neurophysics Letters un articol care a fost acceptat a doua zi, asta mi-a plăcut, în care cred că am mai vorbit despre asta. Deci cineva, un italian, un teoretician, a rezolvat ecuațiile relativității generale pentru materie și antimaterie și a ajuns la concluzia clară că trebuie să respingă. Da? Păi ce facem dacă, de exemplu, materia se respinge cu antimateria și se atrage numai cu materia și antimateria cu materia? Păi atunci s-a rezolvat toată problema dezechilibru între materie și antimaterie, da? Deci eu am creez în univers o cantitate egală de materie și antimaterie, materia se atrage cu materia, antimateria cu antimateria și ele se resping. Am rezolvat și respingerea asta care există și expansiunea accelerată a universului, cât și eu mă uit la nebuloasa din Andromeda. Cine spunea că nu e din antimaterie? Deci eu ce văd de acolo? Numai fotoni. Eu nu o să văd niciodată particule alfa sau electroni care provin de acolo. N-am cum. Deci tot ce vedem... La bordul stației spațiale internaționale s-a instalat un experiment anul trecut, care tocmai asta încearcă să vadă comportarea și eventuală a existenței antimateriei. Cristian întreabă și să citească ce de acolo. Nu, nu pot să intru acum în detalii, trebuie să revăd materialele, dar spectrometru alfa, dacă nu mă șel, parte. Imaginez că trebuie să studieze deviația unei particule de antimaterie. Da, păi cam așa, nu, cam așa este. Deci, Pământul știm că e format din materie și atunci dacă deci ne particulele de antimaterie le separă de alea de materie pentru că au niște magneți foarte puternici și sensul de rotație când magnetic la o particulă diferă, este exact invers decât la antiparticulă. Dar pe de altă parte, ce ne facem? Că avem la CERN faimoasa fabrică de antimaterie, nu? A făcut și au reușit să țină atomi de antihidrogen. Acolo n-ar fi trebuit să se simtă această caracteristică a antimateriei. Problema e că atracția gravitațională este cu 40 de ordine de mărime, cred. Mai am calculat la un moment dat. Dacă 40 de ordine de mărime. Între decât atracția decât interacția electrostatică. Deci eu ar trebui să-mi calculez interacția electromagnetică cu 40 de zecimale exact, ca să reușesc la aceasta 40-a zecimală să văd efecte gravitaționale. Ei încearcă la CERN, există un experiment în care vor să producă antihidrogen să-l răcească, deci să aibă viteză foarte mică și să îi dea un impuls bine definit cu un maser, da? Și să vadă interferometric printr-o dacă în câmpul gravitațional terestru e în sus sau e în jos, da? Deci asta este. Dar hai să vă zic altceva. Apropo de dogmă și de... Bun, e puțin mistic așa. Știți că cea mai mare... hai să luăm religia așa ca o colecție de adevăruri cumva de bun simț, da? Transmise, eu știu, de generații întregi de șamani și cumva adunate, selecționate. Putem așa. Deci, ei zic așa, ei zic că...
dintre cele mai mari păcate care a generat și starea deplorabilă în care se află omenirea acum este dorința de cunoaștere, da? Și faptul că omul și-a dorit să fie egalul zeității și mândria, trufia, da? Bun, în momentul în care eu pronunț sintagma constante fundamentale, da? Deci eu am găsit viteza luminii. Am găsit o teorie în care viteza luminii aceasta joacă un rol privilegiat. S-a găsit constanta lui Planck sau constanta gravitațională. Da? Trei constante din care se pot fabrica pe urmă multe mărimi fundamentale. Bun. Deci, și le zic constante fundamentale. Ce este asociat cu fiecare astfel de constantă fundamentală? O inegalitate. Deci viteza luminii, am găsit-o, i-am zis constantă fundamentală, ok, n-ai voie să o depășești. Constanta lui Planck, am găsit-o, așa, bun, uite, n-ai voie să determini impulsul și energia cu precizie infinită, da? Deci, se pare ca și când ar fi cineva care ai zis constantă fundamentală, na, o inegalitate legată de această constantă fundamentală. Un calibrator, așa, probabil. Dar asta poate să fie, nu poate să fie un ciomag al unui Dumnezeu care nu vrea să fie egalul lui, ci pur și simplu atenționare. Fii atent, nu-i mai zic constantă fundamentală. Dacă nu-i zici constantă fundamentală, fă un efort de logică, da? Nu e fundamentală. Ai găsit-o tu la un moment dat, așa s-ar putea peste 1000 de ani să fie alta, da? Ne oprim aici un moment de promo. UPC și Eurosport 3D îți aduc acum turneul de la Roland Garros în format 3D. Superstarurile tenisului se întorc în orașul luminilor. 2 săptămâni de dueluri explozive, 7 victorii consecutive. De asta este nevoie pentru a atinge visul Grand Slam-ului. Vino la UPC pentru cele mai bune servicii digitale din România. Experimentează televiziunea 3D și internetul Fiber Power cu super viteze la prețuri imbatabile. Radio România, formații muzicale, în colaborare cu TVH 2.0, vă invită duminică, 27 mai 2012, de la ora 17, la spectacolul extraordinar, popular, de la mic la mare. Invitații în recital sunt îndrăgiții interpreți ai folclorului românesc, Maria Butaciu, Georgel Nucă, Gheorghița Nicolae, Dumitru Zamfira, Elena Jurgescu-Todi, Floarea Tănăsescu, Florin Ologeanu, Gabriel Andrei, Florin Pârlan și mulți alți interpreți ai cântecului popular. Acompaniază orchestra de muzică populară radio, dirijor Adrian Grigoraș, realizator spectacol Violeta Ianculescu, producător TVH 2.0 George Nucă, prezintă Natasha Rab. Vă așteptăm duminică, 27 mai 2012, ora 17, la Sala Radio din București, strada General Berclo, numerele 60-64. Pe fundalul evenimentelor care au avut loc în primăvara anului 1990 în Târgu Mureș, un tânăr român dezertează din armată. Epuizat și flămând, ajunge la un canton de cale ferată locuit de un ceferist ungur și de fica lui. Dezertorul se ascunde în magazie și este descoperit de fata cantonierului, care acceptă să-l ascundă. Curând însă, tatăl ei află și conflictul izbucnește. Război în bucătărie, cu Gheorghe Dinică, Ovidiu Niculescu, Imola Chezdi, Tora Vasilescu și Virgil Andriescu. Sâmbătă de la ora 21:30 la TVH 2.0. Restart România. Vă provocăm la schimbare imediată. La nivelul 2.0 vă spunem în fiecare zi cum vă influențează viitorul evenimentele de azi. Fiecare seară la 19:30 vă dăm întâlnire cu programul nostru de știri. Și nu uitați, Restart România!
continuăm, ca să zic așa, inventarul pentru invitatul nostru. Marc Ulieru are un pictorial. Cred că e invenție foarte bună. Firește că se înțelege că e o motocicletă, dar ai fotografiat în infraroșu. Ia uite pe unde scoate căldură și la fel se întâmplă și cu un frigider și cu un roboțel care e alături. Prin urmare, fotografii făcute cu căldură din diverse obiecte. Țin minte că am văzut căldură, la televizor. E fotografiată căldură. E da. Să nu se crede că e sentimentul. Fotografierea unor clădiri, unor blocuri din Kiev, care răspândeau așa lumina, adică pereți subțiri, gazele erau în Uniunea Sovietică cât cuprinde, deci nu-ți bați capul, hai să ardem în atmosferă. Așa, și o chitară trasă la imprimantă. Despre asta am mai vorbit, a avut Cristi odată un film. Imprimantele 3D. La asta. Vă comandăm vouă la Măgurele acolo, ia scoteți-le pe 3D, zice, nu știu, un laptop. Da, bă, acum chiar se pot comanda pe internet, printuri 3D. Da, mă gândeam că ar trebui să apară și așa ceva. Ideea e cum vezi concavitățile. Deci, altfel, știți exemplul ăla, sunt niște ace, da? Și îți pui mâna în acele alea și apare o mână sau o față sau una. Ceva de genul ăsta se poate face foarte ușor, nu? Volumetric. Nu, practic folosesc niște fascicule laser, eventual un praf sau un polimer și îl fac strat cu strat polimerizarea respectivă. Da, da. Și poți să facă la precizie foarte mare, adică poți să obțin obiecte. Deci, singura problemă e din ce îl faci. Deci, din câte știu, sunt două soluții. Este soluția unui lichid care polimerizează atunci când se intersectează două fascicule laser sau tot o polimerizare a unui praf. Dar acolo vine raza pe deasupra, cumva, așa și... Da, cred că e legat de un procedeu care se numește chemical vapor deposition și care cam... Aia s-ar face în vid, nu? Da. Nu, asta se face în atmosferă, cum să zic, da. În aer liber. În aer liber, da. Cu oricum, câteva vreme în urmă, sar la altceva, cu câteva vreme în urmă se apucă să instaleze niște centrifuge iranieni la ei pe acolo pe munți și hop, totul se oprește. Într-o parte, în altă parte, în altă parte, un program care a stat cu minte acolo blochează totul. O să ajungă asta și la voi. Cine știe, strecoară unul un virus care... Poate că a și ajuns, eu știu. LHC-ul ăla blochează... Da, este vorba despre faimosul virus Stuxnet, care a făcut vâlvă în urmă cu câțiva ani. Un virus care centrifugele folosite pentru îmbogățirea uraniului de către iranieni, pur și simplu a început să ia razna. Și, mă rog, povestea mai lungă, eu chiar vă recomand, o spune foarte bine un domn, dacă intrați pe TED, Technology Entertainment and Design, veți găsi acolo, dacă dați căutare și după Stuxnet, prezentarea unui domn vis-a-vis de virusul ăsta care i-a dat dreptul senzațional. El atacă numai calculatoarele de proces, nu atacă calculatorul meu, asta obișnuit. Da. Calculatoarele de proces, cele care controlează diferite procese tehnologice și nu orice calculator de proces, ci numai cele fabricate de o anumită firmă, Siemens, care calculatoare ale firmei Siemens erau folosite să controleze această centrifugă. Da. Acolo, știți, sunt viteze de rotație foarte mari. Da, da. Ajung, mi se pare, la 1500 de rotații pe secundă viteza de rotație a centrifugelor și asta pur și simplu făcea să volte cu 30 de rotații mai repede. Ori toate piesele sunt calculate atât de bine, jocurile sunt atât de mici, încât centrifuga devenea mai mare. N-au fost obligați Siemens să plătească? N-am găsit această informație. Misterul este cine a făcut virusul ăsta. Pentru că era nevoie, unu, să exploateze vulnerabilitățile sistemului de operare Windows, că sistem calculator de proces, tot Windows foloseau. El folosește 4 vulnerabilități. Vulnerabilitățile astea se vând cu bani grei pe piața neagră. Un hacker oarecare, n-ar fi avut bani. Și pe urmă, semnăturile digitale. Pentru că aveați semnături digitale valabile. Astea nu pot fi furate decât direct de pe server, adică trebuie să fie acolo. Și el avea vreo 2 semnături digitale, dacă nu mă înșel. Și ipoteza care funcționează peste tot e că a fost o acțiune a serviciilor secrete izraeliene, se pare ajutați de americani. Izraelienii, surse din rândul serviciilor izraeliene, zic nu, că a fost numai izraelian, dar totuși au avut nevoie de informații de la americani pentru că sistemul de
programul, softul folosit de calculatoarele Siemens a fost analizat chiar la cererea firmei Siemens de o firmă care depindea de guvernul american. Evident că aici a arătat în chip de perdant domnul Ahmadinejad că De fapt, problema e alta. Intrăm într-o nouă era război. Despre asta întreb așa. Gândiți-vă, un Stuxnet de ăsta care hotărăște, adică vine un virus de ăsta, să toate calculatoarele care controlează sistemul energetic al unei țări. Da, sau căile ferate. Zborul avioanelor pe cer. Zborul avioanelor sau zecile de băncile. Deci, nu, căile ferate, astea sunt tot automate, zima, să știu sigur. Da? Deci, nu, dar pot, orice calculator de proces ne putem gândi, chiar dacă e realizat de altcineva. Da, e un subiect de SF care chiar mă gândeam la un moment dat. Ne așteaptă căderea, zile de grele piatră. Și pentru că suntem 7 miliarde. Nu? Și da. Uite, dosarul care urmează, case în cer, i-a spus Cristi, și omul ia metodic, așa, domne, 7 miliarde, e clar că trebuie să, e ca o pungă, o tub de pasta strângi, te țâșnește pe aici și hai să începem să ieșim. Terraformăm, nu terraformăm, în povestirile pe care le scrii nu te duce neapărat pământului. Ai treabă pe aici, prea puțin. Nu, într-adevăr, eram mai mult legat de pământ. Dar uitați-vă ce fac totuși cei din Emiratele Arabe Unite cu insulele. Deci sunt în stare să-și construiască, am văzut la fața locului. Bine, am fost pe insula aceea, Palm Jumeirah, care este și care va adăposti, e practic făcută și va adăposti cam 500 de mii de locuitori, dar construiesc una de vreo, în diametru de vreo 10 ori mai mare în momentul de față. Energetic e rentabil? Așa ceva. Păi hai să ne gândim. Dacă folosesc totuși soarele, înțeleg. Deci eu vreau să construiesc o insulă pentru 10 milioane de locuitori. Se pare că o țară care are puterea economică a Emiratelor Arabe Unite poate să construiască așa ceva în cât? În 10 ani. Cu construcții, cu tot, cu autostrăzi, deci nu putem să facem autostradă până la Ploiești și ei își fac autostrăzi. Noi cum blestem cu autostrăzi, da. Am convingerea mea că bun. Deci, da, bun, nu zic că ei sunt grozavi cei din Emiratele Arabe Unite, nu, faptul că au pus niște bani la dispoziție pentru asemenea investiție, deci au avut au reușit să-l convingă pe șeicul, nu știu care, să facă această investiție. Oricum, deci asta ce înseamnă? Asta înseamnă un efort economic care, eu știu, reprezintă ceva, câteva procente din PIB la o țară bogată, îi permite să construiască o insulă, deci cu ramificații, cu habitat, cu tot ce vrem, care practic dublează capacitatea țării respective de a avea populație, da? Pentru că la ei nu se poate trăi în deșert, practic decât în câteva oaze și ei n-au decât coasta, da? Deci ei practic multiplică această coastă prin aceste insule fractale, nu? Bun, să ne gândim totuși construcția unei stații orbitale care să-ți adăpostească 10 milioane de oameni, nu cumva e mai oneroasă tot cu asteroizii pe care îi luăm ca materie primă? E, pentru moment. Domnul profesor are un răspuns la întrebarea asta. În primul rând, un dosar mai vechi. Aș spune că o insulă mai degrabă o faci plutitoare. Michael Savage, de pildă, are o lucrare extraordinară în care spune insula e plutitoare, scoate energie din apa mării, toate substanțele pe care le apa mării, se antrenează astronauții și vinde. Și rapid rentabil, în câteva zeci de ani, strânge suficient de mulți bani ca să te duci în spațiu cosmic. Da. Aia cartea ar merita să o citească fizicien. Haideți să ne gândim așa la România ca la o țară medie. Deci noi avem PIB-ul apropiat de media pe lume, da? Suntem la nivel de cultură și civilizație cam la medie, deci cam la media geometrică între... Da? Media geometrică, nu aritmetică. Câți, în condițiile în care, să zicem, a reușit să ne civilizăm și să respectăm mediul și să trăim în armonie, cam câți oameni ar putea acomoda o țară ca România? Eu zic că 50 de milioane ușor. 80 de milioane poate hrăni, spune teoria. 80 de milioane poate hrăni. Dar țara, într-adevăr, are spații uriașe nefolosite. Munții la noi sunt aproape părăsiți. Munții și nu, și zone. Sunt foarte multe zone de... Nu, ai dreptate. 50 de milioane e o... Deci, noi dacă o țară medie de climat mediu, că e bine la noi, dar nu e chiar ca pe țărmul Mediteranei sau așa, dar nu e nici ca în Siberia, oricum e... Da. Avem un factor 4, să zicem, 3 sau 4 în...
ocuparea de acum față de ocuparea posibilă, înseamnă că la nivelul omenirii, dacă luăm în considerare și fenomene din astea de genul insule artificiale sau colonizarea unor zone pe care nu, la care nici nu ne gândim în momentul de față să locuim, gen deșert, putem ajunge pe la 20 de miliarde fără probleme. Da? Deci hai să zicem că pentru următorii, eu știu, 50-100 de ani, la ritmul actual de expansiune a populației, suntem relativ liniștiți. Acum, aici apare altă problemă. În aceștia 100 de ani se pot întâmpla foarte multe lucruri. Da? Deci, probabil că o revoluție a transportului... Problema e alta. Dacă toți ar trăi la nivelul... E o generalizare pe rapidă. Știi, dacă toți ar trăi la nivelul la care trăiesc americani, planeta poate să asigure resurse unei populații, câte acum, 7 miliarde, dar la nivelul de consum al americanilor, unele cifre indică că ar mai trebui două planete. Păi nu, e vorba de hidrocarburi principal și de consum energetic. E vorba și de alimente, nu, și... tot, consumul de energie, tot, tot. Teoria spune, UNESCO spune că în 2075 vor fi 14 miliarde. Și de atunci va începe să scadă. Deci cam ăsta e termenul până la care omenirea trebuie să se hotărască și până atunci se va hotărâ cum să iasă din dilema în care se află. Gândește că 1500-1600 Europa era goală, practic, da, nu? Cât avea? Câteva milioane de oameni. Și totuși niște nebuni s-au urcat pe caravele și au zis, ne ducem, ma, și ba chiar și cu ștampilă de la Izabela, la Catolica și, nu? Da, de la stăpânire. Nu din curiozitate, nu de frumusețe. Mă ducea după aur. Elon Musk, prietenul despre care să ne gândim la momentele acelea 1500-1600, în momentul ăla, la nivelul global al omenirii, da, centrul civilizației nu era în Europa. Era în Asia. Era în China, centrul civilizației, da, dar nu se știa unii pe alții. Chinezii au construit înaintea spaniolilor și portughezilor nave care erau de 5 până la 10 ori mai celebrul mari. Celebrul lor, da, amiral Eunuc, da, a făcut călătoria într-adevăr. S-au plimbat după care, Indonezia? După care, dar asta e un contraexemplu perfect. După care a venit ștampila de la împăratul, da? Mai plecați nicăieri. Da. Și s-au închis și ei și japonezii s-au închis. Da. În timp ce ceilalți, desperados, haimanale, catolici, dă înainte la și lumea s-a răzit. Așa se va întâmpla și acum, dacă e să judecăm speța umană. Dacă se repete istoria. Voi ce vă trebuie să spargeți proton la Geneva? Nu puteți trăi fără asta? Nu. Culegeți din copac mere, că sunt la voi, strângeți greul la ce cătați acolo. Sunt atâtea voci care susțin asta. Mie îmi place o teorie a lui Neagu Giuvara, care spune că în orice civilizație, partea cea mai excentrică a civilizației a devenit ulterior motorul care a decis centrul de putere. Da. Imperiul Roman a fost, practic, au fost niște renegați ai Greciei, deci unii care erau și ei pe acolo, erau periferia civilizației elenistice și totuși au devenit o mare putere. În momentul de față, iar Statele Unite, care erau o adunătură de haimanale, de urmare, așa, de cowboy. Contăm pe, și uite ce bine le merge australienilor, care direct urmași de pușcăriași. Așa, așa. Iar în momentul de față, Australia urcă sus de tot. E deci de presupus că nu vor mai încăpea și atunci gen Larry Page sau Elon Musk, ăștia care nici nu mai știu ce să facă cu banii, ia să exploatăm asteroizi. Hai să ne gândim la altceva, să ne gândim în primul rând la ce s-ar întâmpla dacă o proporție semnificativă din siliciu de pe planeta asta s-a transformat în inteligență. Da? Păi asta se întâmplă, nu? Păi nu e o proporție semnificativă. Deocamdată nu, dar vine un moment critic. Hai să zicem că la un moment dat se vor produce atât de microprocesoare încât greutatea lor fizică, deci nu megabytes, gigabytes, cât greutatea lor fizică va egala greutatea tuturor organismelor de pe planetă. Prietenul despre cu care am început emisiunea, Arthur C. Clarke, are și o povestire care spune așa, în 1950 scrie asta, oamenii vor urca sateliți pe cer pentru diverse treburi, asta se va întâmpla, sigur, scrie el cu mână sigură, și la un moment dat sateliții ăștia, sigur că sunt hrăniți cumva cu noi de energie, vor face click și vor transmite, nu mai avem treabă cu voi. Se poate întâmpla asta.
Da, dar eu mă gândesc la altceva, pur și simplu. Deci în momentul în care vom avea atât de multă memorie, atât de multă putere de calcul, nu numai că vom putea noi să devenim organisme virtuale în această nouă macro-inteligență, da? Dar cred că fiecare își va putea crea un popor întreg, da? Eu dacă am $10, îmi cumpăr 1.000.000 de entități și aia sunt poporul meu și fac ce vreau cu ei, da? Deci vă dați seama ce se va putea întâmpla în momentul ăla, deci să vedem, atunci nici nu mai vorbim că o să fim 14 miliarde, nici e mai aproape decât credeți. Să fim loc britanic, da, care lucrează pentru British Telecom, în urmă cu vreo 6 ani a venit cu o prezentare, să zicem așa, în care spunea că întregul conținut al unui creier va putea fi stocat pe un hard disk al viitorului în 2080. Atunci calculează el, analizând tendințele actuale, un întreg creier, da, va fi stocat acolo. Da. Și spunea că după încă 30 de ani o să devină o chestie foarte populară, inițial pentru bogătea, pe urmă o să devină... Și mă gândeam, toate amintirile noastre călătorim prin sârme, dacă ar fi sârme. Da. Dacă le mai putem spune sârme. Ce se va întâmpla? Atunci, practic, vom avea o mare populație de... Nu mai vorbim de 5 de miliarde, vorbim de, nu știu, 10 la 15 entități sau așa, care vor putea, în orice moment, deci ei nu-și mai pun problema gravitației, da? Deci ei vor putea scăpa oricând din câmpul gravitațional al Pământului. Vor exista telescoape, își vor construi telescoape. Deci noi s-ar putea să sfârșitul nostru biologic să fie mai apropiat de... Eu mă tem să nu devină un... Da. Existența reală într-una virtuală. Ce una este că m-am dematerializat și călătoresc prin sârmă. Și alta e când eu sunt personajul unui joc de calculator. Au fost câteva filme senzaționale, da, da, în direcția asta. Erau unul cu... ei credeau că sunt realitatea. Eu vreau să mă duc la concret. La concret sunt format din protoplasmă și siliciu și carbonul sunt în mine, m-au construit. Da? Ajungem la 14 miliarde... Și spune Michael Savage, încep să iasă. La sfârșitul secolului vor fi 1.000.000 de oameni pe Marte. 1.000.000 de pământeni vor fi marțieni pe Marte. Eu mă mândresc că am scris împreună cu Alexandru Boiu o carte Proiecte Planetare, în care am inventat avant la lettre internetul. I-am spus informând că nu știam cum o să-l numească ăștia. Și la un moment dat se stabilește, după ce e trecut pe calculator, pe computerul mondial, tot ce e viață. Chiar orice fir de iarbă are, e trecut acolo. Și se stabilește o limită, o constantă. Până la asta, 8 miliarde este populația Pământului, restul plecați de aici. Și încep să plece. Și vine un moment în care vor să facă un experiment cu care să plece în afara sistemului solar, pentru asta le trebuie motoare de fuziune foarte puternice și cere aprobarea Pământului, o cer cei de pe Lună. Și Pământul nu îl dă decât dacă pleacă cu toate mașinăriile dincolo de Jupiter, fiindcă nu poți să știi dacă materia nu cumva e inteligentă și se va supăra și va protesta de asta. Uite, da, este posibil. Nu. Eu recomand dosarul pe care l-a făcut Cristian, care e foarte împotriva experimentului de la Philadelphia. Nu ți-am citit. Eu nu sunt împotriva experimentului ca atare, ci contest existența lui dincolo de o poveste. Da, o poveste. Povestea e frumoasă. Da. Interesant e că unul din argumentele pentru realitatea experimentului e o carte scrisă de un nene, am uitat cum îl cheamă, care a fost descoperită cu niște adnotări ale doi extraterestri. Când ajung la nivelul ăsta, încep să-mi pun întrebări. Da, da, bun. Dar acum am o întrebare pentru dumneavoastră. Credeți că a avut Einstein, să zicem, o teorie unificarea câmpului nemaipomenit și n-a vrut să o publici? Credeți că teoria îi aparținea numai lui Einstein? Nu-i putea veni nimănui în minte? Există în istoria fizicii așa personaje de-astea despre care putem spune că nimeni n-a mai avut ideea aia? Păi stai puțin la Einstein să poancare, nu? Vedeți? Să gândise la asta înainte, n-a avut curajul să vorbească. Nu, au avut curajul, numai că ei au pus problema ca și când, deci totul se comportă ca și când viteza ar fi un invariant, viteza luminii și așa mai departe, pe când Einstein a zis, nu domnule, postulat, viteza luminii e invariant. Da? Genială, tot. Deci nu e bun, a fost o îndrăzneală, a fost poate o brăznicie așa de... Era ca de evreu cu puș la gumpuș, de evreu, ăștia-s mai obraznici, așa mai, nu? Deci asta e. Dar succesul imediat e absolut uluitor, pentru că da, l-au luat în seamă
și la Copenhaga și în toată Germania. Deci, dar spre deosebire de bun, el a mai avut și alte tupe din astea, deci contestarea mecanicii cuantice. Da, aici nu i-a mers. Aici nu i-a mers pentru că totuși experimentul a demonstrat că completă, necompletă, problema moare pisica, nu moare pisica, e și vie, e și moartă, dar mecanica cuantică este un formalism care funcționează, care se calculează niște lucruri, cu care am putut să facem laser, da? Cu care s-a putut... Trăim cu ea, deci toată electronica, toată microelectronica. Da, deși aceștia au avut o contribuție importantă atunci la mecanica cuantică prin efectul fotoelectric. Da, da. Senzațională. Eu când eram la liceu, chiar mi-a trebuit multă vreme să dau seama cum de... Deci, mă refer strict la efectul fotoelectric, nu mai departe. A elaborat în același moment cu teoria relativității și a tratat totdeauna teoria asta ca pe un bastard, deci pentru asta a luat premiul Nobel. Deci, da? Deci nu, e foarte, foarte, foarte interesant. Nu știu ce a crezut el, că probabil că nu era în stare să înțeleagă concepția asta cuantică în care se există salturi, în care de fapt nu există decât ce poate fi măsurat. El era cu determinismul, știu că avea o problemă de ce citeam eu. Când lumea se face nouă, știi, când lumea se noiește, sigur că ești în pragul unui salt, te duci, nu te duci. Amintesc scrisoarea trimisă de Newton după ce stabilise F egal cu K M1 M2 pătrat la atracția universală. Și o scrisoare care mărturisește: niciun om cu scaun la cap nu se poate gândi că între două obiecte aflate la distanță poate să existe forțe care să le atragă. Dar scuzese teoria, o publicase. Da, da. Și a avut aplicabilitate imediată. Da. Halley a folosit-o imediat. A avut aplicabilitate, deci încă o dată, ca să comparăm teoriile între ele, aplicabilitate teoretică, sau ne-am explicat niște lucruri, cum merg stelele, cum merg planetele, dar aplicabilitatea mecanicii cuantice, da, culminând cu dispozitivele, deci toate, de la tuburile electronice până la microprocesare, totul folosește mecanică cuantică. Eu cred că și inteligența umană, creierul, îi trebuie acum pe neuroscientist. Nu mai e vorba de aplicabilitate. Vă mai spun despre exoplanete, ca să vedeți ce număr solid e asta, care încearcă pe voi să vă vin la Măgurele, să vă apucați serios de treaba asta, domnule. Ia să vedem, aveți atâtea experimentele, faceți acolo, ia să le planetăm. Avem o planetă, nu știu dacă scrie și aici în articol, Cătălin Belda scrie asta, o exoplanetă, da? Identificată, mă rog, era identificată mai de mult, dar reidentificată, redescoperită de astronomi amatori din România. Astroclubul de la Galați a făcut observație directă asupra unui exoplanet. Au tot ce le trebuie. Softul care le trebuie, au că măsoară luminositatea stelei în permanență și prin metoda eclipsei determină prezența exoplanetei. Așa. Despre celălalt Tesla, despre Tesla scrie Andrei Dorobanțu, ca și despre Philadelphia Tesla. Effect. Erau la Zagreb, erau foarte multe străzi, erau un cult al lui Tesla. Este, da. Și eu cred că faima lui Tesla e în creștere. Da. Cota lui e în creștere. Da. Craterele Sistemului Solar, Adrian Nicolae, Banca de Creiere, Cecilia Stroie și gadgeturile de la sfârșit și toate cele. Aceasta este revista pentru care cel puțin două persoane de aici de la masă ne batem cu ghearele și cu dinții, sperând să o ținem în viață și poate că vom reuși să o ținem în viață. Știință și imaginație? Se poate una fără alta? Păi bineînțeles că nu se poate. Nu se poate. Păi bineînțeles că nu se poate. Asta. Încă o dată, scriitorul și fizicianul Cristian Mihail Teodorescu. Sperăm să, într-un număr viitor, să avem și interviu, pentru că deocamdată avem doar coperta interviului, coperte de pe internet. Abia l-am primit. O zi bună, vă doresc.